Te și tu bun venit la un nou clip. Bun venit la un nou episod de comparative parfumuri și astăzi vorbim despre mere. Vorbim despre măr verde mai exact, vorbim despre două parfumuri similare, dar nu identice. Sunt similare prin prisma elementului central din cadrul compoziției, a elementului definitoriu, dar total diferite ulterior, ca și compoziție, ca și comportament și mai mult atât și ca versatilitate și scenarii de purtare. Vorbim despre Bond Number no. 9 și al său Park Avenue South. Și vorbim de sigur despre Jerjov și al său Amabile. Două compoziții foarte interesante care se concentrează pe nota de măr verde, dar fiecare interpretată total diferit. Fiecare combinată cu elemente total diferite. Hai să vorbim despre compoziția lui Park Avenue South, care este foarte simplă. Avem măr verde, avem piersică, iasomie, mosc și ambră. Iar în amabile de la Jezhov, lucrurile sunt puțin mai complicate, pentru că avem măr verde, avem lămâie de amalfi, avem de asemenea bergamotă și flori de portocal, mai avem cardamom de guatemala, piper roz și asomie. Iar în tonurile de bază avem paciuli, cedru, vanilie mexicană și mosc alb. Dacă vreți, trei elemente sunt comune în această compoziție cu cea a parfumului de la Bon Number no. 9, și anume mărul verde, moscul și totodată nota de iasomie, dar compoziția lui amabile este mult mai complexă, este mult mai complicată din punct de vedere evolutiv și din punctul meu de vedere conține nota de măr verde cel mai bine făcută. Vorbim despre două parfumuri care sunt marketate a fi unisex, dar din punctul meu de vedere ăsta este cel care este cu adevărat unisex, dreptul mare poate fi portat de către femei și de către bărbați, pe când amabile, din punctul meu de vedere, Împină balanța spre zona masculină, fiind mai masculin, și asta prin prezența tonurilor condimentate de cardamom de Guatemala, dar și a notei de vanilie de Mexic și a tonurilor de paciuli. În plus, ai și buchetul ăla, foarte interesant, foarte bun și foarte frumos, de tonuri citrice, din care se remarcă în mod deosebit lămâia de amalfi și nota de bergamotă. Deschiderea celor două parfumuri este oarecum similară, dar deopotrivă la fel de diferită. În ideea în care vei resimți tonurile de măr verde, dar complimentate, în cazul parfumului de la Bon Number no. 9, cu foarte multe tonuri moscate și cu foarte multă iasomie. Pe când în amabile de la jejov, lucrurile sunt puțin diferite, în ideea în care nota aia de măr verde este acompaniată foarte rapid în spate de tonurile de cardamom de Guatemala și totodată de nota de vanilie mexicană, ceea ce îi oferă un ușor aspect buzii, dacă vreți, acestei compoziții de la jejov. Două parfumuri care se pretează pentru scenarii diferite de temperatură. În primul și în primul rând, parfumul de la Bond eu nu l-am purtat decât vara. Pentru că doar atunci mi se pare că este cel mai bine a fi purtat, tocmai datorită caracterului său, tocmai datorită modului în care se dezvoltă pe perioada purtării. Și drept este, nu se dezvoltă fantastic de mult, pentru că este un parfum relativ liniar, oarecum în ton cu compoziția pe care o are, extrem de simplistă. Pe când, Amabile de la Jejof este un parfum mult mai complex pe care îl pot purta pe perioada unui întreg an, indiferent de anotimp, indiferent de scenariul de temperatură. Drept urmare, din punct de vedere al versatilității, pentru mine câștigă Jejof Amabile. Mai mult decât atât, fiind un parfum care se duce mai mult în zona masculină, este un parfum pe care îl pot purta cu mai multă încredere, comparativ cu ceea ce oferă Park Avenue South de la Bond Number no. 9, pe care îl port cu încredere doar vara. Doar în temperaturi foarte ridicate, doar în temperaturi extrem de ridicate, atunci când vrei să resimți prospețimea pe care acest parfum este capabil să ți-o inspire și să ți-o confere. Nu este valabil același lucru în cazul lui amabile, pentru că acesta este un parfum pe care poți să-l porți și în temperaturi scăzute, chiar foarte scăzute, dar poți să-l porți și în temperaturi moderate sau în temperaturi ridicate. Fiind un parfum mai elegant, fiind un parfum puțin mai sobru, fiind un parfum pe care îl poți asorta deopotrivă și la diverse ocazii, la diverse ținute și la diverse evenimente pe perioada unui întreg an. Două parfumuri care performează foarte bine, dar Amabile o face și mai bine comparativ cu Park Avenue South de la Bond Number no. 9. Și din punct de vedere al longevității, și din punct de vedere al proiecției, și din punct de vedere al siajului, pentru mine Amabile este mai bun. Din punct de vedere al interpretării notei de măr verde, din nou pentru mine amabile este mai bun. În ideea în care resimți o notă mai voluptoasă comparativ cu cea din Park Avenue South. Este puțin mai carnal, este puțin mai greoaie, mai perceptibilă, mult mai perceptibilă de altfel. Sentiment care este pronunțat și de prezența notei de vanilie mexicană în cazul de față din compoziția sa un actor foarte important în efervescența, dacă vreți, acestui măr verde din amabile, este nota aia de cardamom verde, care e pur și simplu fenomenal interpretată. Dacă iubești sau dacă îți place sau dacă vrei să resimți un măr verde condimentat, ușor buzii, gurmand, atunci amabile este ceea ce cauți. Dacă vrei, în schimb, o briză de prospețime, ceva care să te învigoreze, să te energizeze, să-ți conferă un sentiment de prospețime și de curățenie, atunci Park Avenue South de la Bomb No. 9 este parfumul pe care îl cauți. Ăsta este oarecum mai aerisit, hai să folosim termenul ăsta ca și interpretare, pe când ăsta este puțin mai complex, puțin mai greoi. Două parfumuri, din punctul meu de vedere care merită încercate, cel puțin în faza inițială. Drept urmare, ca întotdeauna eu vă recomand să testați în prealabil, să nu vă duceți să cumpărați orbește, mai ales că vorbim despre două case de nișă care nu sunt recunoscute tocmai pentru accesibilitatea produselor lor din punct de vedere al prețului și ar fi mare păcat să vă duceți și să vă cheltuiți banii în necunoștință de cauză, bazându-vă doar pe, hai să zicem, ceea ce auziți prin mediul online, ceea ce vedeți, ceea ce citiți prin mediul online și care de foarte multe ori nu reflectă realitatea ca totdeauna recomand testarea pe piele, foarte important, vedeți cum miros, vedeți cum se comportă și abia ulterior decideți pe banii voștri dacă merită sau nu să le achiziționați. Altceva eu nu pot să vă recomand, pentru că suntem indivizi diferiți, avem piei diferite, drept urmare, comportamentul acestor produse poate să difere de la un individ la altul. Ceea ce mi se aplică mie nu este obligatoriu a se aplica și altor cetățeni. Se poate întâmpla, dar nu este o regulă de bază. Două parfumuri pentru cei care iubesc nota de măr verde, două parfumuri pentru cei îndrăgostiți de nota de măr în general, două parfumuri care exultă în primul și în primul rând calitate, că despre asta este vorba în cadrul parfumeriei de nișă, două parfumuri care zic eu s-ar putea să vă placă foarte, foarte mult, Mie unul personal amabil îmi place la nebunie, de mare e unul dintre parfumurile mele preferate de la Casa Jejov. Și în cele din urmă am decis, bineînțeles, să-l adaug în colecția mea la sticlă întreagă, pentru simplul fapt că eram de foarte mult timp în căutarea unei alternative care să conțină această notă pe care pur și simplu o îndrăgesc. Și în general îmi place nota de măr în parfumerie, atât timp cât este interpretată corespunzător și atât timp cât este randată, hai să zicem, cât mai natural cu putință adică să aibă mireazma efectiv de măr, că e roșu, că e verde, că e galben, că e ce culoare vreți să, vrei să fie, Asta este lucru cel mai important. Tocmai în această idee vă recomand și alte parfumuri care conțin această notă și, de exemplu, vă recomand Music Festival de la Maison Margiela, care conține o notă de măr roșu foarte bine făcută, dar combinată cu cannabis, cu tutun și cu paciulii. Și de asemenea, bineînțeles, să nu uităm de uh, I Am Trash de la Etat Libre de Orange, unde de asemenea avem o notă de măr roșu combinată cu trandafir. Un parfum absolut excepțional pentru cei care văd nota de măr și și de trandafir de o potrivă și în general parfumurile proaspete. Asta în contextul în care primăvara este aproape. Este, cum era vorba, aia, spring is just around the corner. E bine, dacă vă interesează, astea ar fi alte alternative de parfumuri care conțin nota de măr. Da, cam asta ar fi de zis în acest comparativ. Acesta este Jerjov Amabile, Bon Number 9, Park Avenue South. Două parfumuri care trebuie testate și ulterior, dacă vă satisfac cerințele, necesitățile, curiozitatea și așa mai departe, nu aveți decât să achiziționați. Pentru cei interesați să testeze, pentru cei interesați de calitate, aveți site-ul parfumeriagavo.ro în care vă pun la dispoziție posibilitatea să testați absolut toate parfumurile pe care eu le dețin în colecția mea. Drept urmare, intrați pe site, găsiți acolo toate informațiile care vă pot interesa, aveți lista de produse actualizată la zi, cu absolut toate produsele oferite spre decantare, deci cine este interesat are o alternativă de calitate pe care să o folosească, și fără să-și facă griji că s-ar putea să primească altceva, așa cum se întâmplă prin alte părți. Vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune. Numai bine!